Lipsa căldurii în școlile din Târgoviște va ajunge pe masa organelor de cercetare penală. 4 unități școlare din Târgoviște au suspendat cursurile din cauza frigului. Reprezentanții ai Corpului de Control al Ministerului Educației au fost prezenți la Târgoviște pentru a verifica situația școlilor fără căldură din municipiu. Rezultatele vor fi prezentate opiniei publice la momentul finalizării controlului. Ba mai mult, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuianu, a afirmat în cadrul unei conferințe de presă că ministrul educației Remus Pricopie este hotărât să sesizeze organele de cercetare penală privind situația încălzirii unităților școlare din Târgoviște. Cel mai probabil, miercuri sau joi, la Târgoviște va sosi și o echipă din cadrul Corpului de Control al Premierului României, Victor Ponta, care va verifica procedurile de achiziție publică pentru serviciile de realizare a studiilor de fezabilitate și modul în care s-a realizat execuția acestor lucrări pentru montarea centralelor termice în școli. Corpul de Control al Ministrului Învățământului își va finaliza materialul în această săptămână. Ministrul mi-a spus că va sesiza organele de cercetare penală pentru modul în care administrația publică locală a gestionat subiectul încălzirii locuințelor. Și al doilea lucru care vi-l spun, în această săptămână va sosi la Târgoviște Corpul de Control al Primului Ministru, care va verifica procedurile de achiziție publică pentru serviciile care privesc întocmirea studiilor de fezabilitate și modul în care s-a făcut achiziția execuției lucrărilor. Cred că miercuri va veni, miercuri sau joi. Vom vedea. Am vorbit cu primul ministru. După ce se definitivează programul Corpului de Control, se va disponibiliza o echipă pentru Târgoviște. Urgentarea măsurilor de montare a centralelor, dotarea școlilor cu calorifere electrice și suspendarea cursurilor, așa cum s-a întâmplat în 4 unități școlare, sunt soluțiile găsite de autorități în cazul școlilor fără căldură din municipiul Târgoviște. Avem 4 școli care vor întrerupe temporar, evident, programul, în special pentru ciclu primar, adică pentru clasele 1-4. Și avem aici o hotărâre a Consiliului de Administrație și a Consiliului Profesoral, de fapt, înainte și validată de Consiliul Administrației. În primul rând, la Liceul de Arte Bălașa Doamna, pentru clasele 1-4. Începând de astăzi, cursurile sunt suspendate, urmând fi recuperate prin prelungirea programului zilnic în perioada 6-31 ianuarie 2014 și 10-21 februarie 2014. Iar clasele 5-8 vor fi aduse în schimbul de dimineață și nu își vor întrerupe programul. O situație asemănătoare avem la școala gimnazială Tudor Vladimirescu. Cursurile se vor întrerupe însă din data de 12 decembrie, adică de joi, pentru ciclu primar, iar orele neefectuate se vor recupera pe parcursul anului școlar, la fel după un program, iar ciclu gimnazial va învăța după programul de 45 de minute și 5 minute pauză. Deci, la ciclu gimnazial nu se vor întrerupe cursurile fără niciun fel de discuție. Este validată în Consiliul de Administrație. Noi am luat act de această hotărâre și am aprobat-o în Consiliul nostru de Administrație de ieri după amiază. În bună măsură, la solicitarea părinților, ieri am întrunit Consiliul Profesoral și Consiliul de Administrație și am hotărât împreună să suspendăm cursurile la clasele 1-4. Ministrul Educației, Remus Pricopie, însoțit de inspectorul școlar general Luminița Preda și de președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuianu, au vizitat duminică majoritatea unităților școlare din municipiul Târgoviște care nu beneficiază de agent termic și a purtat discuții cu echipa manageriale din fiecare școală. Dacă în unele unități școlare cursurile au fost suspendate, în altele orele se țin, pentru că în această săptămână este o perioadă în care se dau teze. Situația școlilor fără căldură din Târgoviște a fost generată de intrarea în insolvență în luna mai a societății Termica.